Pe Filip? Da? De acum dacă... Ok, pun și stația radio, Salut! dacă e vreun avion în apropiere Bine. acum, o să auzi Tu? și turnul de control. Eu fac bine, dar tu... nu știu. Ia să nu vedeți. Ce faci? Păi trebuie să aterizeze ce? Nu mai și din momentul ăsta nu mai auzim. Aha, am înțeles. Ai înțeles, da? Da, ia stați un pic așa. Ia zice acum tare. Ce faină! Ok. Da. Zi mai tare. Pentru ce aveți căștile astea? Pentru ce am căștile astea? Ca să ne auzim între noi după ce pornesc motorul. Înțelegi? Da. Motorul e zgomotos și atunci ne bate la urechi. Da, știu. Și atunci ne protejăm urechile cu căștile. Știai da, asta, nu? Știu. Știai, da, știai. Știu, știu. Așa, foarte bine. Acum numai probezi, da? Da. Ai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mă auzi? Da. Da, fii atent, acum pornim motorul. Așa, să nu fie nimeni nici în stânga, nici în dreapta. Nici în stânga!
zburam în Italia, avionul ăla din Italia. Așa, cu avionul din Italia ai zburat. Și ce mai ții minte din zbor? M-am văzut pe săl când am zburat și... Era cum? Am văzut... Și ai zburat mai sus decât păsările? La mai sus, până în spațiu. Până în spațiu? Ce faci, tate, acolo? Ce speli? Așa. Avionul. Așa. Cu atenție să nu dai cu capul, da? Uite așa. Uite așa, să ai loc mai mult. Ia vezi acum. Așa. Excelent.